Tinerii încurajați să rămână să muncească în județ este proiectul Îndrăzneț pe care îl are în vizor Ionut Sibinescu, candidatul ALDE-MH pentru Senatul României. Orșova, cel de-al doilea municipiu al județului, este una dintre localitățile mehedințene din care tinerii au plecat în număr mare, iar asta reprezintă o problemă întrucât nu există forță de muncă aici. Eu cred că este mult mai important să aducem copiii sau măcar o parte din tineri acasă. Lasă-le, Doamne, de drumul. Trăim într-un județ în care toți tinerii pleacă de acasă, toți oamenii încearcă să-și găsească un loc de muncă sau o altă viață peste hotare, asta înseamnă că vom ajunge nu în mult timp un județ sau un oraș pustiu. Nu mi-aș dori acest lucru. Degeaba încercăm să promovăm proiecte de guvernare, proiecte economice care încearcă să îmbine partea economică cu partea socială, dacă nu găsim soluția să implementăm acele părți din proiectele de guvernare în așa fel încât să oferim un pic de bunăstare și în județul Mehedinți. Am venit cu echipa ALDE Orșova să susținem proiectele propuse de această echipă aici în Orșova. Au doi consilieri locali, se vor bate pentru cetățenii Orșovei. Îi susținem inițiativa privată. Vrem să facem proiecte pentru ca tinerii să se întoarcă în oraș și să dezvolte zona. O altă măsură pe care ALDE-MH o are în vizor pentru județul nostru este aceea unei creșteri economice semnificative, având în vedere că Mehedințiul se află pe ultimul loc din întreaga țară, în topul localităților cu o economie bună. Poate da și mie o mână de ajutor și reușim să mai schimbăm. Ne dați dumneavoastră nou. Eu vă promit, Doamnă, că îmi dăm silința. Nu putem să acceptăm să lăsăm un județ atât de bine poziționat din punct de vedere geografic, un județ care are și beneficiază de atâtea avantaje ca și peisaje, ca și bogății naturale, să fie pe ultimul loc în România. Trebuie să găsim soluțiile în așa fel încât proiectul de guvernare ALDE, proiectul economic ALDE, care este un proiect foarte ambițios, nu uitați, România pe locul 7 ca și putere economică în Europa, trebuie să găsim acele părți din acest program economic care să avantajeze județul Mehedinți, municipiul Orșova, și să le implementăm foarte repede. Candidații ALDE Mehedinți se află la alegerile parlamentare pe poziția 3 pe buletinele de vot. Ionut Sibinescu fiind cel mai tânăr candidat mehedințean pentru scrutinul din 11 decembrie. Sibinescu s-a remarcat prin proiectul Îndrăzneț prin Mehedinți, de promovarea județului nostru în întreaga țară. Proiect menit să atragă atât turiștii cât și investitorii către meleagurile noastre.